Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în orașul Bombești Jiu, mai exact la primăria orașului Bombești Jiu. Realizăm un interviu cu domnul primar Constantin Bobaru. Bună ziua, bine v-am găsit! Să rămână, bună ziua, bine ați revenit! Un nou început de an școlar. Bine, noi ne apropiem de sfârșitul lunii septembrie. A început de ceva timp și am curios să aflăm care este situația în Bombești Jiu. Vă întreb asta pentru că la nivel național am tot văzut tot felul de probleme. Bacă plouă în anumite unități de învățământ, bacă micuții de clasa 1 n-au manuale și așa mai departe. Le știți problemele. Da. Consider că la Bombești Jiu anul școlar a deputat sau a început în auspicii mult mai bune, pentru că condițiile din școlile la Bombești Jiu s-au îmbunătățit de la an la an și anul acesta pot spune că în două unități școlare copiii au fost întâmpinați de o altă atmosferă și de un alt cadru, pentru că școala de la Lăzăreș și școala de la Curtișoara au fost finalizate lucrările de reabilitare, astfel încât și cele două școli la care am făcut trimitere să primească autorizații sanitare de funcționare. Aceste două școli au funcționat cu derogare, să zicem așa, până anul acesta, pentru că nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a se elibera aceste autorizări. În final pot spune că la momentul când discutăm, toate unitățile școlare din orașul Bombești Jiu îndeplinesc condițiile ca să desfășoare un program corespunzător și a se desfășura o activitate la cel mai înalt nivel la care se poate la momentul acesta. Spun lucrul acesta pentru că toate școlile sunt dotate cu cazane termice pe gaze, deci căldura este asigurată într-un mod elegant. Toate școlile sunt reabilitate, dotate cu mobilier și tot ce este nevoie pentru a se desfășura un proces instructiv, educativ de înaltă calitate. De asemenea, transportul elevilor se face cu două microbuze școlare, astfel încât toți elevii de la școlile din Bombești Jiu sunt luați de la domiciliu și duși la domiciliu după orele de program. La momentul când discutăm, se mai lucrează la o componentă, zic eu, care e destul de interesantă în momentul de față. Realizăm un centru de zi pentru copiii cu probleme, de o diferită natură, astfel încât și pe segmentul acesta să găsim o acoperire, astfel încât acești copii să beneficieze de un proces educativ corespunzător. Deci, cred eu că la momentul de față mai este foarte puțin de făcut în unitățile școlare din Bombești Jiu pentru a le aduce la un nivel foarte înalt. Mai avem unitate școlară care este într-un program național de reabilitare, este vorba de grădinița cu program prelungit, unde de fapt funcționează și grădinița cu program normal și creșterea din centrul civic. Asta nu înseamnă că acolo nu sunt condiții. Sunt condiții, dar ne-am propus ca și această unitate școlară să intre în reabilitare. În cazul în care anul acesta nu se va demara procesul de finanțare, cu certitudine încercăm la anul viitor să găsim resurse proprii pentru a face această unitate școlară, așa cum vă spuneam, de a fi adusă la cel mai înalt nivel. Microbus pentru transportul elevilor aveți? Da, avem două microbuze. Două microbuze, plus că colegiul Mihai Viteazu, pentru elevii care fac naveta, au un contract pentru curs în convenție și copiii aceștia sunt aduși de la Crasna, de la Săcelul, de pe tot traseul acesta de sub munte, pentru a își desfășura activitatea la colegiul Mihai Viteazu. Asta până când, și să sperăm că lucrul acesta va fi scurtat cât mai mult, la colegiul Mihai Viteazu vor fi finalizate lucrările la campusul școlar și căminul va fi dat în folosință cu cantină, cu toate utilitățile necesare pentru a fi cazați copiii acolo. Care este situația proiectului în acest moment? Proiectul de realizare a campusului școlar se află pe ultima sută de metri. A fost finalizate lucrările de reabilitare la corpul vechi. Mai este ceva de lucru pe atelierul școală, mai precis pe zona unde va fi schimbată destinația atelierului și se va dota cu echipamente așa cum a fost prevăzut în proiect pentru specialitatea conducător și mecanic auto. S-au gândit cei de la școală că este o specialitate care este căutată pe piață și vor fi făcute toate amenajările și dotările necesare și de finalizat lucrările la căminul și cantina campusului și ceva lucrări pe sistematizarea pe verticală. Eu consider că până la sfârșitul anului lucrările să
se apropie de final, astfel încât această unitate școlară să fie adusă la parametri din documentația tehnică pusă la dispoziția constructorului. Aveți mai multe investiții, mai multe lucrări începute, demarate în orașul Bumbești și ce se întâmplă cu ambulatorul de specialitate? Da, din fericire, așa este și ne bucură atât pe mine cât și pe colegii mei de administrația publică, dar în special cetățenii din Bumbejiu. Stăteam zilele trecute de vorbă cu o parte dintre ei și chiar erau foarte satisfăcuți și mulțumiți de felul cum a început să se contureze lucrările din orașul Bumbejiu, asta făcând trimiterea, așa cum spunea și dumneavoastră, la ambulatoriul de specialitate, un proiect la fel finanțat de fonduri europene. Un proiect care vizează reabilitarea spațiului existent, extinderea acestora cu noi spații pentru specialități medicale care nu se regăseau în ambulatoriu integrat al spitalului până acum și, bineînțeles, componenta, zic eu, cea mai importantă, dotarea cu echipamente și aparatură medicală. Lucrările de construcție sunt undeva la un procent de 60-70%, clădirea a fost în linii mari reabilitată, șarpanta învelitoarea schimbată, construcția nouă edificată, se lucrează pe arhitectura interioară la momentul acesta, iar pachetul de dotări este la licitație, cred că începutul lunii octombrie, cred că 4 octombrie, dacă nu mă înșel, este perioada de depunere a ofertelor pentru a selecta furnizorul de aparatură și echipamente medicale. De asemenea, tot pe componenta medicală, am finalizat lucrările la rezervorul care asigură rezerva de apă pentru spital, iar în perioada următoare suntem în elaborarea documentației pentru a pregăti sistemul în vederea furnizării apei calde la spital. Este vorba de montarea a 10 panouri solare și compatibilizarea astora cu sistemele clasice de încălzire și de preparare furnizarea apei. Dacă lucrurile se vor mișca bine, poate chiar anul acesta până la finalul anului vom face și această investiție, dacă nu va rămâne pentru primăvară, dar cert este că avem finanțarea pentru acest obiectiv, lucru foarte necesar pentru că atât pe planul de conformare al spitalului, dar mai ales pentru a îndeplini condițiile de clasificare și de acreditare a spitalului, proces care se află în derulare până la sfârșitul anului 2015. Pentru treaba aceasta s-a angajat o firmă sau cum se face acreditarea spitalului? Da, s-a angajat un consultant care pregătește documentele și, bineînțeles, monitorizează toate activitățile care se desfășoară în spital, astfel încât spitalul la sfârșitul anului 2015 să poată primi acreditarea în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. N-am înțeles. Am văzut, domnule primar, că s-a schimbat foarte mult imaginea orașului Bumbejiu. Adică am observat foarte multe spații verzi, parcări modernizate, s-au asfaltat o parte dintre străzile dintre blocuri. Da, cred că aici se impune mai întâi să aducem mulțumiri cetățenilor din Bumbejiu că au avut răbdarea până la urmă să... E un disconfort, da. Găsească, eu știu, înțelegere și tot ceea ce derivă din aceasta pentru ajunge la acest moment de final. Așa cum știți și dumneavoastră, în Bumbejiu s-au derulat și o parte chiar au fost finalizate lucrările de reabilitare și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Evident că în urma acestor lucrări, infrastructura rutieră pietonală a avut de suferit, inclusiv spațiile verzi. Da. Tocmai de aceea am privit lucrurile într-un proiect integrat și am demarat în urmă cu 2 ani de zile o investiție care, așa cum spuneați dumneavoastră, va schimba, dacă în mare parte lucrul acesta s-a făcut pe o anumită zonă, pe celelalte zone încă nu a ajuns această investiție. S-a demarat acest proiect de reabilitare și întreținere a tot ceea ce înseamnă căi rutiere, pietonale, spații verzi, alei de acces la blocuri și la momentul când discutăm, așa cum noi denumim Colonia Nouă, în procent de 67% lucrările sunt realizate. Concomitent cu aceasta, așa cum spunea și noastră, ne-am îngrijit să întreținem și să încercăm să îmbunătățim și zona de spații verzi. S-a realizat până la momentul acesta peste 400 de locuri de parcare noi,
pe strada Jiului, pe strada Trandafirilor, pe Merișorilor. Urmează în continuare pe Alexandru Ghica, iar la fel se toarnă, chiar astăzi cred că se toarnă covorul asfaltic de ultim strat, stratul de uzură. Și bineînțeles, în funcție de timpul care va sta în fața noastră aici încolo, vom continua cu aceste lucrări și pe celelalte artere de circulație. Evident că fața orașului se va schimba, pentru că aceste lucrări nu au fost făcute doar în scopul de a repara, din contră, s-a făcut o reabilitare totală, deci s-a preluat această responsabilitate de a reabilita, să zic eu așa, de la A la Z tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră și pietonală în orașul Bumbejiu. Am înțeles. Ați făcut și o piață foarte modernă, o piață închisă în orașul Bumbejiu. Da, nu am făcut, am achiziționat. Ați avut șansa aceasta, a fost o oportunitate pe care eu cu colegii mei din administrația publică locală chiar ne bucurăm că n-am scăpat-o. Ați făcut o afacere bună, dacă ne gândim la prețul. Da, foarte bună. Chiar azi dimineață făceam o comparație și o să vă spun despre ce e vorba, pentru că au fost și câteva voci care au zis, dom'le, nu trebuie făcute, că s-au cheltui niște bani. Evident, orice lucru în lumea asta și în ziua de astăzi costă bani. Numai că am achiziționat o piață care corespunde din punct de vedere al condițiilor de vânzare, cumpărare în același timp, pentru că se creează un confort superior atât pentru cei care comercializează, dar și pentru cei care cumpără produse din această piață. Și așa cum spunea și asta, am achiziționat un spațiu de 700 de metri pătrați, prevăzut cu tot ceea ce înseamnă utilități acolo, începând de la spații administrative, băi, vestiare, spații de comercializat, demisol pentru depozitarea mărfurilor, instalații termice, instalații sanitare, instalații electrice, foarte bine dispuse în acest spațiu, aeroterme pentru toată clădirea, geamuri termopan. Deci clădirea a fost la un stadiu, zic eu, de peste 95% total corespunzătoare activității pe care noi o desfășurăm acolo, lucru care am citit și eu atât și în ochii consumatorilor, dar mai ales a celor care au trecut să vadă acest lucru, o satisfacție majoră pentru acest lucru, pentru că mai ales în perioada de iarnă și chiar vara, când sunt 40 de grade afară, este foarte greu să faci o astfel de activitate de comerț. Și apropo de ce spuneam, am realizat foarte curând un grup social, un WC public în zona pieței de desfacere a produselor second hand. Că avem și o astfel de piață amenajată și am făcut un WC acolo pentru că era absolut necesar. Un WC cu două încăperi, bărbați, femei, cu câte două cabine în fiecare WC și în fiecare încăpere, și l-am făcut în regie proprie. Deci am luat numai materialele și nici la toate, că țic l-am avut și făceam un calcul azi dimineață că aceste două încăperi pentru acest spațiu a costat undeva la peste 200 de milioane. Da. O comparație făcând cu prețul pe metru pătrat la o piață care e plecată de la zero și încăzită și cu toate utilitățile, prețul este undeva chiar net în favoarea celor care a achiziționat acest spațiu. Chiar s-a făcut, zic eu, și acum spuneam dumneavoastră, o afacere bună, în sensul că una peste alta, spațiul respectiv a fost achiziționat cu 115 euro metru pătrat de construcție cu teren cu tot, da, în buricul târgului. Chiar este o afacere bună și dacă să ne gândim la comercianții care nu mai îngheață de frig, legumele, fructele pot fi cumpărate în stare bună iarna, vara, nu mai... Condiții sanitare, veterinare, da, de desfacere sunt nu cu totul net superioare. Am înțeles. Și altceva ați mai făcut în perioada aceasta? Preocupările noastre au fost unele dintre cele mai importante, zic eu, în perioada aceasta, așa cum spuneam și noastră, de a finaliza ceea ce am început. Avem foarte multe lucrări începute. Așa cum vă spuneam, este într-o perioadă când trebuie să ne concentrăm atenția pe lucrările la care vorbisem deja, la ambulatoriul de specialitate, la lucrările de la străzi, la centru de zi pentru copii, la campusul școlar, dar am concomitent am abordat și alte lucrări, cum ar fi întreținerea drumurilor nemodernizate. Toate drumurile din orașul Bumbejiu în perioada de vară, toamnă, a fost întreținute prin așternerea unui strat de piatră, compactarea acestea, profilarea lor, executarea de rigole din pământ în zona respectivă, astfel încât și pe zonele respective se poate circula în bune condiții.
De asemenea, până la sfârșitul anului vom reabilita un tronson de drum asfaltat. Este vorba de o bretea care asigură legătura între DC3, strada Bombe și drumul european undeva pe la Biserica Bârlești, un tronson de drum foarte afectat, deteriorat fizic, și ne-am propus să-l realizăm până la sfârșitul anului. De asemenea, stăm și ne pregătim foarte serios pentru a găsi soluții de finanțare pentru nevoile care stau în fața noastră pe perioada 2014-2020. Stăm să vedem să apară la momentul când lucrul acesta va fi hotărât de organele abilitate, ghidurile de finanțare pentru a putea să ne pregătim studiile de fezabilitate în vederea accesării acestor sume. Vreau să vă spun că la momentul când discutăm, zic eu, problematica majoră a localității legată de infrastructură, așa cum spuneam, de apă, canal, căi de acces, surse de apă potabilă, au fost cam rezolvate. Rămâne în sarcina noastră să putem să găsim soluții în vederea rezolvării probleme pe care v-am expus-o, drumurile nemodernizate, că avem satul Pleșa, unde este o rețea de drumuri de vreo 3 km și jumătate care trebuie obligatoriu asfaltate, DC149, care la fel trebuie neapărat reabilitat, plus câteva artere de circulație din satul Curtișoara, cum ar fi denumite popular Mahalaua, ca așa îi zice acolo, Găvădan, Potcoava, în satul Bumbe și Bârlești mai sunt câteva tronsoane care trebuie modernizate. Mai mult decât atât, noi ne-am oprit doar la artele de circulație importante. Chiar drumurile de exploatație agricolă au fost pietruite, astfel încât oamenii să-și poată strânge în bune condiții recolta și, bineînțeles, în primăvară să-și poată rezolva lucrările de pregătire în vederea însămânțărilor pe care le impune perioada respectivă. Chiar ieri am fost din nou la București, la Ministerul Dezvoltării, mai precis la Compania Națională de Investiții, pentru a încerca să urgentăm scoaterea licitației unui obiectiv foarte important, zic eu, care este emblematic pentru Bumbejiu, este vorba de Casa de Cultură. Este într-un program național, lucrăm în zilele acestea la revizuirea tuturor documentațiilor tehnice de realizare a acestui obiectiv, astfel încât spre sfârșitul lunii acesteia sau începutul lunii viitoare să le putem trimite la Compania Națională de Investiții pentru a se porni procedura de licitație în vederea realizării acestor lucrări. În ce stare se află Casa de Cultură din Bumbejiu? Păi este foarte ușor de văzut, pentru că este în fața dumneavoastră, într-o stare destul de plăcută, așa cum s-a aflat și stadionul din localitate. Aceste două obiective au fost preluate de către autoritatea publică locală acum câțiva ani pentru a se găsi soluții de reabilitare lor, pentru că era păcat, era foarte mare păcat că aceste două obiective importante, zic eu, și așa cum spuneam, emblematice pentru localitatea noastră, să ajungă într-o stare care era foarte greu după aceea de a mai aduce în stare de funcționare. Stadionul, după cum știți, a fost reabilitat, finalizate lucrările, urmează și am convingerea că vom găsi și înțelegere și soluții pentru a finanța și lucrările de la Casa de Cultură. Aș vrea să vă întreb, domnule primar, din punct de vedere politic, cum vedeți dumneavoastră tot ceea ce se întâmplă la nivel național, la nivel județean? La nivel național, dacă doriți să discutăm puțin despre ordonanța aceasta privind traseismul politic, mă rog, așa zisă, ordonanța privind traseismul politic, ordonanța de urgență, cum o vedeți dumneavoastră? Ați văzut comentarii pro și contra, deja avem aleși locali care au trecut la alte partide. Da, Daniela, cred că lucrul acesta poate fi discutat din două perspective. Dacă stai și analizezi din perspectiva unor necesități imperative de a se găsi noi majorități în localitățile unde lucrul acesta este posibil, pentru că odată cu destrămarea USL-ului, foarte multe consilii locale, poate și consilii județene, au fost puse în postura să găsească alte majorități, să creeze sau să genereze posibilități de a schimba viceprimari, vicepreședinte de consilii județene, cred că poate fi gândită ca un mijloc de a regla aceste lucruri. Dacă analizez din perspectiva atingerii democrației, părerea mea că este totuși o chestiune în exces. Până la urmă, electoratul a dat votul unor primari, unor aleși locali pe anumite pariere, fiind la un partid politic. Nu cred că este normal ca un ales local la mijlocul unui mandat
dintr-un motiv sau altul, nu comentez acest lucru, poate unii primari sau unii aleși locali fac dintr-o nevoie a unei comunități această alegere, dar nu mi se pare normal ca la mijlocul unui mandat un primar sau un alt adres local să schimbe apartenența politică, plecând de la ideea că, în viziunea mea, înșală până la urmă încrederea unor cetățeni care l-au trimis acolo pe lista unui partid și cu anumită apartenență și anumit crez politic. Este foarte greu și nici nu cred eu că am căderea să judec pe colegii mei de ce sau dacă fac lucrul acesta. Sunt liber să facă ceea ce consideră de cuvinte și ceea ce le este mai bine pentru comunitățile pe care le reprezintă. Vom avea poate cele mai interesante alegeri prezidențiale pe care le-am avut vreodată. Avem și foarte mulți candidați, 14 la număr. Acum să vedem câți vor mai rămâne în cursă până la final. Teodor Meleșcanu, ultimul intrat în cursa prezidențială. Astăzi este joi. Din câte știu, candidatul dumneavoastră, domnul Klaus Iohannis, are primul termen într-un dosar. Bănuiesc că, așa cum poate foarte mulți români își doresc aceste alegeri să desfășoare sub cele mai bune auspicii, respectând până la urmă regulile democrației, pentru că și cei care au murit în 1989 și noi toți ceilalți, cred că am sperat să ajungem într-o perioadă când să trăim într-o țară liberă, democrată, și lucrul acesta cred că ar trebui să se materializeze și anul acesta. Eu am convingerea că instanțe de judecată care au în acest moment dosarele pe masă cu privire la ceea ce dumneavoastră ați pomenit, să judece într-un mod corect și să se gândească foarte serios și foarte bine la elementul foarte important care poate atinge până la urmă esența democrației. Eu am încredere până la urmă în instituțiile statului, pentru că după cum ați văzut și noastră și cred că este un lucru îmbucurător, lucrurile au început să se miște într-un sens pozitiv. Am încercat să găsesc o formulă și nu știu dacă este foarte sugestivă, dar cred că poate fi într-adevăr vehiculată. Cred că statul a început să ridice în picioare, ceea ce este un lucru bun. Este un lucru bun pentru că dă un semnal de normalitate și de însănătoșire până la urmă a tot ceea ce înseamnă element al statului. Cred și am convingerea că românul de data aceasta va vota mai puțin emoțional și va vota mai mult rațional și să sperăm că din aceste alegeri va emana un președinte care până la urmă să aducă un echilibru în societatea românească și va pune la oaltă românii pentru a munci în interesul național. Cred că este momentul să se lase, după această campanie, garda jos în ceea ce privește aceste polemici sterile care se desfășoară, după cum vedeți, și pe media locală și națională, și să găsească, până la urmă, unitate de interese și o linie ascendentă pentru societatea românească, astfel încât să se ia în calcul tot ceea ce înseamnă problematică majoră, să găsească câteva programe și proiecte naționale pe care clasa politică să-și dea mâna să fie realizate și, încet, încet, zic eu, ca românul de rând să înceapă să simtă că poate trăi mai bine în țara lui. Îl mai așteptăm pe candidatul dumneavoastră, pe domnul Klaus Iohannis, în județul Gorj, din câte știți dumneavoastră, sau poate alți membri importanți? Nu știu să vă spun calendarul de campanie a domnului Iohannis. Haideți întâi să vedem dacă astăzi rămâne sau în perioada următoare rămâne candidat. Și după aceea, probabil, staful de campanie al dânsului va comunica din timp atât nouă și veți afla și dumneavoastră un calendar previzibil pentru perioada de campanie octombrie, 2 noiembrie, când este primul tur de scrutin și, de ce nu, poate în turul 2. Săptămâna aceasta, domnule primar, a debutat cu două subiecte. Unul foarte important la nivel național, lansarea domnului Victor Ponta, și unul la nivel județean. Ați văzut, toată presa a scris, a vorbit despre anumite probleme care ar exista în acele. Și aș vrea să vă întreb acum pe dumneavoastră, este adevărat, există ceva tensiuni sau nu? Sunt doar simple zvonuri, speculații, cum să le luăm? Da, Daniela, atâta timp cât discutăm de apropierea două partide politice, care în perioada nu foarte departe în trecut au fost rivale pe scena politică. Este normal să nu fie anumite asperități. Până lucrurile se armonizează, sunt mici, eu știu, discuții, dispute și așa mai departe. Dar să știți că eu am participat la majoritatea întâlnirilor cu colegii de la PD și n-am sesizat că ar fi, eu știu, diferențe majore de opinie sau, eu știu, diferențe care să pună în pericol funcționarea acestei alianțe politice. Am spus-o de fiecare dată și o repet. După părerea mea, chiar dacă
și personal, și eu și poate și dumneavoastră ca și om de presă și dumneavoastră ca și alegător, aveți anumite, eu știu, strângeri de inimă, dar în politică, până la urmă, este foarte bine să găsească soluțiile care aduc, într-adevăr, un câștig în ceea ce privește viața politică. Și după părerea mea, construirea unei forțe pe dreapta era absolut necesară. Avem pe stânga un partid mare și destul de puternic, eu am spus-o și o repet, chiar dacă unul nu le place, dar asta este realitatea, Partidul Social Democrat este un partid puternic, un partid care până la urmă prinde tot ceea ce înseamnă viziunea de stânga în România. Era absolut necesar ca și pe dreapta să fie o formațiune politică care să aducă un echilibru, pentru că până la urmă o democrație nu poate funcționa pe niște coordonate corespunzătoare dacă două forțe politice nu sunt de mărime egală. Ați văzut ce s-a întâmplat în România și îmi doresc din suflet în următoarele perioade, următoarele cicluri electorale, am spus-o și o repet și să știți că nu sunt nici, știu, ultranaționalist, nu sunt nici cu viziuni extremiste, dar unul sunt nemulțumit că în țara mea, care se numește România, de fiecare dată de 25 de ani încoace, un partid care nici măcar nu-i partid politic, da, a dat întotdeauna posibilitatea a guverna un partid sau altul prin... UDMR. Exact. Exact. Și acum ați văzut că vor autonomie națională. Denumirea aceasta, care nu știu dacă este prea elegantă, dar asta e de partid balama. Știți, nu este normal să fie două forțe politice puternice în România, când guvernează stânga, dreapta este în opoziție critică pentru a nu derapa major puterea și invers. N-are importanță că stânga sau dreapta este la putere, dar ceea ce cred eu, ceea ce am priceput eu din democrația aceasta, că niciodată nu este bine ca un partid să deține puterea absolută într-un stat democratic. Înțeles. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Să vedem ce se va întâmpla astăzi în ceea ce privește primul termen al domnului Klaus Iohannis. Sperăm să rămână 14 candidați pentru alegerile prezidențiale. Mulțumim mult încă o dată pentru toate aceste amănunte, domnule primar. Agenda locală, astăzi în orașul Bumbești, Jiu, ați urmărit, doamnelor și domnilor, un interviu cu domnul primar Constantin Bobaru. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.